Postmodernismul este cumva o continuare a modernismului. Noi, ca vârstă, eu și dumneavoastră suntem produsul perioadei moderne, da, când știința ne-a ajutat să înțelegem că putem să ne bucurăm de lucruri adevărate, absolute, am putut măsura, am putut uh, identifica și trage concluzii. Așa este. Ei, postmodernismul pune la îndoială orice adevăr. De aceea uh, totul a devenit relativ și în acest relativism probabil că locul unde suferim cel mai mult și unde se văd consecințele este relativismul moral. Și iată că societatea noastră care în acest moment nu mai are repere, nu mai are adevăruri absolute, pilon pe care să-și poată așeza viața, să-și dezvolte o filozofie de viață sănătoasă, este într-o mișcare brauniană, poate, sau spre ea ne îndreptăm, în care nu mai știm nici ce e bine, nici ce e rău, ba încă ajungem să numim de foarte multe ori răul bine și binele rău. Și asta ne vorbește cât de puternic suntem influențați de relativismul societății în care trăim. Ei, și pe fondul ăsta avem nașterea mișcării neomarxiste, care e la pachet cumva cu uh, comunități care încep să definească anormalul ca fiind normal și normalul ca fiind normal și toate astea produc un vector care creează în mințile oamenilor o confuzie semnificativă și mai ales în, în, în sânul generației tinere care nu mai are repere. Și ce constat eu acum, din nou vorbind într-un mod simplu, e că atunci când vorbești cu cineva din generația mai tânără, e foarte posibil să aibă un amestec de adevăruri puse grămadă, dar care n-au nicio logică și dacă încerci să le pui într-o anumită logică, este un refuz categoric pentru că ei nu mai gândesc în paradigma în care noi am fost obișnuiți și așa că este un puzzle nedefinit al vieții, al lui Dumnezeu, a valorilor, a familiei. Eu constat așa, e, e din nou o observație particulară, că acum liderii în general ai lumii noastre sunt cei care vin din familiile disfuncționale din anii 60-70. Și pentru că acolo, în acele familii, ei nu au găsit acel, acel ceva care să le dea sănătate, care să le dea... Uh, repere puternice, iată modul în care gândește Europa și suntem surprinși, șocați să vedem chiar și America, da? Deci în America cel mai mare păcat astăzi este, sau unul dintre cel mai mari este să fii bărbat, să fii alb, să fii heterosexual și să fii creștin. Da? Deja asta este păcat. Se ajung la extremități în care dacă într-un spital unde, să zic, a fost un centru de cercetare ai tablourile medicilor și se întâmplă ca tot să fie halb și să fie heterosexual și să mai aibă și păcatul cu ghilmel de rigoare că sunt creștini, noua normalitate spun nu au ce căuta aici. Nu contează contribuția lor științifică, nu contează cât de semnificativ a fost impactul lor asupra vieții, trebuie să-i înlocuim. Și știți unde văd eu, acum sper să nu vă șochești nici pe audiența dumneavoastră să nu șochez. Eu văd că există o influență foarte puternică până și în teologia noastră. Spre exemplu, este o carte foarte apreciată de foarte multă lume care se numește Baraca, poate ați citit-o. Ce încearcă să facă Baraca? Încearcă să ne le explice pe Dumnezeu triunic, din perspectiva acestei mișcări, da? Trebuie să fie o femeie, trebuie să fie de culoare, trebuie să fie adaptată contextului în care ideologic lumea noastră se mișcă. De ce toate astea? Da, înțeleg că a fost un abuz și îl condamnăm, dar în ace din partea bărbaților, să zic, da? Dar în același timp, creștinismul este cel care a adus libertate, eliberare femei, așezat-o în poziția nobilă. Hristos a slujit femeilor, ele au fost alături de ucenici, a nobilat femeia. Da, este o reacție la ceea ce s-a întâmplat, dar ca în orice situație, pendulul s-a dus prea mult în partea cealaltă și cum spunea Francis Shefford, el spune că dacă vrei să schimbi o cultură, trebuie să te uiți întâi la cum are loc această schimbare? El zice că, în primul rând, are loc la nivelul filozofic. Ideile. Ideile au consecințe. De la nivel filozofic, ideile coboară în artă. Ele se manifestă în artă și coboară în muzică și coboară în cultura generală și apoi creează presiune asupra teologiei. Acum, dacă eu mă duc în satul nu știu care din țara asta, unde mai sunt 300 de locuitori și majoritatea în vârstă și îi întreb, ați auzit de postmodernism? Să putea ca bătrânul a să uită la mine să zic, poți să vorbești pe românește, despre ce vorbești? Vorbești o limbă străină? Nu, nu nene, postmodernism, Mai auzit? Da, am auzit, eu sunt român. Dar când încep să discuți cu el, vei constata că media, prin tot ceea ce transmite, a influențat atât de mult gândirea, că el acceptă niște chestiuni și niște practici în viața lui care sunt specifice de fapt postmodernismului. Post